Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. După cum știm cu toții, Sila Tercolu a părăsit seria Emanet luna trecută și a mers în instanță cu producătorul serialului. Dacă instanța încheie și Sila este condamnată, ea nu va putea participa la un proiect timp de 3 ani. Acest lucru ar putea avea consecințe negative asupra carierei Silei. Halil Brahim Ceyhan a făcut un pas important pentru ca cariera Sila să nu fie afectată negativ. Halil Brahim a decis să deschidă o companie de producție pentru Sila. Halil Brahim Ceyhan, care a ieșit în prim plan cu identitatea sa de cântăreț, precum și profesia de actor și model, și-a dorit deja să înființeze o companie de producție. Dezacordul Sila Tercolu cu producătorul a jucat un rol activ în luarea unei astfel de decizii de către Halil Brahim. Scopul lui Halil este ca Sila să-și continue cariera pe proiectele propriei companii, nu să lucreze cu alți producători. Halil Brahim o iubește foarte mult pe Sila și nu vrea ca ea să fie tristă. Halil Brahim Ceyhan, care spune că are multe compoziții de cântece și dorește să aducă multe dintre aceste compoziții fanilor săi, va înființa în curând această companie care va avea legătură cu multe linii de afaceri. Sperăm că vor deveni producători cât mai curând posibil și vor obține un mare succes împreună cu Sila Tercolu. Crezi că vor avea succes împreună în alte proiecte? Vă puteți împărtăși opiniile DVS. Valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!